Continuăm la Albina Online și la rapicultor să știți că această hrană stimulează foarte tare albinii să iasă din stup. Iată cum continuă ele să care. Vreau să nu le calc, sunt și pe jos. Iată aici foarte mare activitatea. Iubitorii de albine înțeleg ce fac acum. Să știți că sunt și oameni care îmi iubesc albinele. Noi ca apicultori iubim albina, dar sunt oameni care nu iubesc albinele. Trist, da, este adevărat, din cauza lipsei de educație și a informației corecte ce e în general cu albina, toată informare și așa mai departe. Niciodată ce bine zboară albinele, colectează foarte bine această hrană, trebuie să eviți să nu deranjezi pe atari. Iată și aici pe stup în continuare, deci este ora 14, s-a încălzit afară, o să mergem și la stup. Să vedem și la stup care e treaba, cum vin ele. Iată la un stup aici. Eu în display nu văd foarte bine acum, e soare. Că activitatea albinelor la ora actuală. Aici e o mică problemă. O să-i fac drumul mai ușor albine aici. Așa, uite. O să încercăm să facem un urdiniș. Da, s-a rezolvat. Lăsăm albina să circule. Iată din nou aceste imagini spectaculoase ale albinelor. Ce poți să spui mai mult decât o plăcere să vezi așa ceva? Ele sunt la cule și au găsit proteina, bineînțeles. Iată ce avem aici. Minunăție de albinuțe. Lui îi place. Bineînțeles, mă bucur alături de ele în această zi. Iată, înaintez, o colesc pe aici, că ele sunt pe jos. Hai, ce treabă au ele aici. Mergem la prima farfurie pusă. Iată aici, la prima farfurie pusă. Este mult mai spectaculos ca ce am filmat acum 2 ani. Cam așa se manifestă ele. Vă las să ascultați un pic zunzetul. De ce, dar din exterior albina care mult mai cu plăcere această hrană decât dacă le-am dat în stup, așa, ca să manifeste. Urdinișurile sunt mici, sunt receptivi, dar la ora actuală nu prea am ce face deocamdată. O să fie mutați și o să se schimbe urdinișul. Atunci o să fie exact cum trebuie. Aici am un stup care a trebuit să le ramplasez din pauza la... la picioare care au cedat. A fost pe fază.
Să mai continuăm. Acum ne dăm seama un pic și de, înainte de a umbla în cuib, cam care e situația fiecarei familii. Am urmărit atent la fiecare urviniș. Cei care car această proteină. Știu sigur că au puiet. Deci, cam așa. Vreau să împărtășesc aceste imagini cu dumneavoastră. Iată așa. Să vedeți cam care e situația în plin cules. 2000 de albine plecate la cules. Nici nu sunt așa multe, dar sunt. Cu asta vă las și să vă bucurați de acest filmuleț. Sper să vă bucurați și voi, să aveți în stupinile voastre tot așa o activitate cât de curând. Mai trebuia și un gălbenuș de ud, dar n-am mai pus. Uite aici, ce de treabă au fetele. Treabă, treabă, multă. Bine, eu vă las și continui pe treaba supravegherii, cât de bine pe aici, prin stupid. Numai bine și vă salut. Suntem din nou la Albina Online în aceeași zi de 27 februarie. Este ora 15, 3 după masă. Și iată ce priveliște am aici. Toate albinele au ieșit într-o cantitate foarte mare la zbor de curăț. Iată așa arată stupina la ora actuală. După stuimulări cu folie dublă, cu proteine, cu tot ce era posibil. Iată cum arată, ce slăbuț. Acesta aici e slăbuț. Aici avem hrana, ce stup e gol. Așa. Deci cam așa arată stupii la ora actuală. Nu mai bine.